Bun venit la ora adevărului. Suntem, știți și dumneavoastră, în plină campanie electorală. Ne apropiem de sfârșitul primei săptămâni de campanie. Putem trage câteva concluzii și o vom face cu lejeritate în această seară cu invitatul meu, domnul Dan Vulceanu, candidat la Camera Deputaților, totodată deputat în Parlamentul României și lider al PNL Gorj. Bună seara, domnule Bună Vulceanu! Seara. Vă mulțumesc că ați venit astăzi aici și că, sper eu, ne veți transmite și pentru mine și pentru cei care ne privesc de acasă care este strategia pe care a ales-o PNL Gorj pentru a-și transmite programul de campanie. Știm că este o perioadă de pandemie și comunicarea se face greoi face-to-face, mai mult prin mediul online. Și care a fost din prima săptămână de campanie sau cât a mai rămas din această primă săptămână percepția electoratului în momentul în care ați transmis deja mesaje? Chiar discutam cu dumneavoastră înainte să intrăm în emisie despre acest lucru și analizând așa, bine, într-adevăr, e mai greu să transmiți mesajul și să știți că e mai greu să transmiți mesajul și nu numai din cauza pandemiei, ci și din cauza faptului că s-a modificat legea. Și e ușor ciudat să ai voie, de exemplu, să pui materiale de informare în precampanie, dar în campanie, când exact de asta faci campanie, să informezi oamenii, să nu mai ai voie să pui nici bannere, nici afișe, nici nimic. Practic, foarte mulți totul oameni... s-a inversat. Exact. Și asta nu e un lucru neapărat bun, pentru că eu cred că prezența scăzută la alegerile parlamentare, pe care am văzut-o și în alții ani, cred că are legătură exact cu lucrul ăsta. Practic, oamenii nici măcar nu simt că e campanie, nici măcar nu știu că e campanie electorală. Și asta conduce la faptul că sunt oameni neinformați, adică nu știu că sunt alegeri, sau sunt oameni care pur și simplu nu sunt mișcați de nimic, adică nu-i mișcă nimic ca să meargă la vot. Nefiind materiale promoționale, nefiind lucruri pe care să le vadă. Nu toată lumea e pe internet, nu toată lumea se uită la televizor și acum a venit și pandemia și practic materialele promoționale pe care le dăm sau, mă rog, de informare pe care le dăm din casă în casă sunt cumva limitate. Adică noi vom avea un singur material, o broșură care va fi distribuită de două, maxim trei persoane echipate cu corespunzător, dar cu mască. Și cam atât. Adică probabil vor mai fi calendare mici de buzunare sau chestiuni de genul ăsta și cam atât, pentru că e o perioadă în care numărul de infectări este destul de mare și am pune în pericol și oamenii care merg să, adică colegii noștri care merg să distribuie aceste materiale și cei cu care se întâlnesc ei, pentru că vă dați seama, mergi într-o localitate întreagă și nu știi de cine dai înainte și de cine îi dai după. Corect. Da? Din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, e o campanie puțin greoaie sau campania era greoaie oricum. Da? A fost îngreunată suplimentar de pandemie. Dar din punct de vedere al conținutului, să spunem, și al mesajelor pe care vrem să le transmitem, noi ne bazăm foarte tare pe ultimul an de guvernare. Pentru că dacă observați, și sunt convins că foarte lumea a observat, noi încercăm să vorbim despre ce am făcut în anul ăsta de guvernare, pe când ceilalți, să nu pronunț neapărat partidele, care au guvernat trei ani înaintea noastră, nu spun niciodată ce au făcut ei cât au fost trei ani la guvernare. Folosesc mai degrabă o critică la adresa actualei guvernări, dar nu spun niciodată ce au făcut cât timp au guvernat. Și nu spun asta pentru că nici n-au ce să spună. De fapt, măsurile luate în cei trei ani, în primii trei ani, din ultimii patru, să spun așa, în care au guvernat alt partid politic, sunt măsuri care nu au fost pe placul populației. Și aici mă refer la, de exemplu, supraimpozitarea muncii part-time. Da? Era impozitat pentru un venit pe care nu îl câștigai. Așa. Mă refer la split TVA. Acest split TVA care a dat fiori. A dat rateu și a dat fiori la început antreprenorilor. Mă refer la ordonanța 114 pe care a introdus în jur de 25 de taxe noi. Da? Mă refer la asta, apropo, că ei critică acum că noi vom vrea cândva să mărim taxe, deși nu există. Nu există, nu există, și ar fi o prostie să faci asta în criză economică. Nu se face. E
cum să vă spun, orice economist cu minime cunoștințe știe că nu crești taxe în criză. Cum de altfel s-a întâmplat, dacă vă aduceți aminte, în criza economică trecută, când am fost majorat TVA și n-a fost bine pentru economie. Am avut un recul imediat atunci. Mă rog, ce au mai făcut? Au transferat contribuțiile de la angajator la angajat. Da? La fel, o măsură despre care nu vorbesc acum. Da? Nu vă mai spun de faptul că în toată perioada cât au guvernat, și au guvernat 3 ani, aveau timp să-și pună în practică unele lucruri, n-au mai aplicat unele măsuri pe care le promiseseră, cum ar fi 0%, au promis 0% TVA la inputurile din agricultură, adică la ce se folosește în agricultură, materia primă din agricultură, și la locuințe. Nici de cum. Da? Și mi-aduc aminte și explicația de la momentul ăla, nu vor beneficiarii. Adică agricultorii nu vreau să aibă 0% TVA. Halucinant. Și așa, și multe alte astfel de măsuri, ori minciuni, 8 spitale regionale, mii de kilometri de autostradă, nu mai vorbim de lucrurile astea. N-au început nimic. Da? Ăsta este motivul pentru care ei nu vorbesc despre perioada în care au guvernat. Pentru că, în plus față de astea, dacă am vorbit și de perioada în care au guvernat, ne-am aduce aminte cu siguranță și de Ordonanța 13 și de 10 august. Și sunt lucruri pe care le vor uita de cât mai repede, numai că nu le poți uita atât de repede. Noi vorbim despre anul ăsta de guvernare pentru că am avut câteva realizări clare. Și o să încep cu un lucru pe care, să știți că mulți colegi de-ai mei evită să-l spună, pentru că au primit critici la un moment dat din partea unor cetățeni care pe bună dreptate așteptau mai mult. Numai că suntem într-un an special și eu cred că nu trebuie să ne ferim să arătăm că da, anul ăsta au crescut pensiile în România de la 1265 puncte de pensie la 1442 puncte de pensie. Adică este o creștere de 177 de lei în an de criză și este cea mai mare creștere a punctului de pensie în valoare absolută de la Revoluție. Deci vorbim despre o creștere a pensiilor, o creștere a punctului de pensie clară, certă, oamenii au primit banii ăștia într-un an de criză. Și eu cred că nu trebuie să ne ferim să spunem asta. Într-adevăr, oamenii așteptau mai mult și pe bună dreptate, încă o dată. Însă, având în vedere condițiile în care am guvernat anul ăsta de criză economică și criză sanitară, este o realizare, să știți. Și noi, eu cred că trebuie prezentată exact așa, ca fiind o realizare. De asemenea, în 2019, Partidul Național Liberal a dublat alocațiile. Da? Și vă aduceți aminte tot scandalul. Eu i-am pus pe Facebook atunci pe cei care acum ne acuză pe noi că n-am majorat alocațiile cât trebuia. Da, ei au votat împotriva dublării și am luat votul de la acel amendament al colegului meu, Robert Sighiartău, și am arătat fiecare parlamentar de Gorj cum a votat. Și au votat împotrivă. Da? E, acum, anul ăsta a mai crescut odată alocațiile de la 150, la cât tot noi le-am majorat anul trecut, la 180 de lei, de asemenea, într-un an de criză economică. E adevărat, e o valoare mică a alocației. Dacă o compar cu alte țări europene, ea e mică, într-adevăr. Pe de altă parte, nici economia României nu poți compara cu alte țări europene. Și acest aspect pentru mine este o realizare. Și trebuie să le spunem oamenilor exact așa. Dom'le, anul ăsta, în an de criză economică, cu scădere economică, da, în România și cu un deficit bugetar de aproape 10%, da, am făcut acest efort și am majorat pensiile, încă o dată repet, cea mai mare majorare a punctului de pensie și am majorat alocațiile. Mai departe, am desființat toate taxele aberante pe care ei le-au impus prin Ordonanța 114. Toate. Deci e important acest aspect, pentru că prin Ordonanța 114 au fost impuse niște taxe pentru companiile de utilități, mă refer gaze, electricitate și așa mai departe, care au condus la momentul acela la creșterea prețurilor. Și câtă vreme ar fi rămas în vigoare aceste taxe, prețurile ar fi crescut an de an. Și vă dați seama că în an de criză economică și criză de sănătate, numai de asta nu mai aveam nevoie să tot crească prețul la utilități în continuu. Mai mult de atât, am eliminat acea supraacciză la combustibil, introdusă tot de guvernarea anterioară, da? Scăzând prețul la pompă imediat. Și vă aduc aminte cum ne certau în Parlament și ne spuneau
nu veți obține scăderea prețului la pompă pentru că așa sunt antreprenorii sau, nu știu, firmele în România, în viziunea lor, niște profitori și niște infractori. Că în viziunea celor care au guvernat înainte, ei așa au privit tot timpul firme. Uite că nu sunt și prețul la pompă a scăzut. Și asta se vede în buzunarul fiecărui român. Avem cea mai mare sumă alocată investițiilor în ultimii 10 ani. Și încă o dată repet, asta în an de criză economică. Au început investiții foarte importante. Noi am semnat contractele de construire a celor 3 spitale regionale. Dacă vă aduceți aminte, eram în risc de dezangajare a fondurilor europene pe celor 3 spitale, pe cele 3 spitale regionale. Mă refer aici la Cluj, Iași și Craiova. Sunt semnate contractele, va începe execuția acestor 3 spitale regionale. Am început autostrada Sibiu-Pitești, pe care eu o numesc cel mai important drum al României. Și știți de ce? Pentru că în momentul în care va fi terminată această autostradă Sibiu-Pitești, de la intrarea în România, de la Nădlac până la Constanța în port, există autostradă. Și într-adevăr, exact, și într-adevăr e foarte important acest aspect. Asta va crește simțitor, să spunem, indicatorii din toată economia României. De asemenea, în zona noastră a Olteniei, da, am început acest drum expres și lucrăm la el la modul cel mai susținut, de la Craiova la Pitești. Se lucrează, deja cine dorește să meargă să vadă cât de mult au avansat lucrările, poate să o facă. Și vă aduc aminte cum începuseră ei drumul expres cu o vizită a lui Liviu Dragnea acolo, puse două borduri, niște poze cu două utilaje și acasă, a doua zi nu mai era nimic, nici măcar cele două borduri. Exact. Deci există o diferență majoră și este evident că dacă te uiți la acest aspect, la toate lucrurile despre care vorbeam mai devreme, nu poți să nu realizezi că ai pierdut cu vechea guvernare și ai câștigat cu actuala guvernare. Din orice meserie ai fi, din orice domeniu, da? Mai mult decât atât, atunci când vorbim de Gorj, lucrurile sunt de-a dreptul spectaculoase. Pentru că la complexul energetic Oltenia, până anul ăsta, se vorbea foarte des de faliment, da? Și de faptul că se promiteau lucruri și niciodată nu venea nimic. Cred că odată la 6 luni mai venea cineva și spunea că e pericol de faliment la complexul energetic Oltenia. De ce? Pentru că, deși ni se promiteau ajutoare pentru plata certificatului de CO2, el nu veneau niciodată. În 2019, singurul ajutor oferit de vechea guvernare a fost că le-au majorat plafonul ca să se poată împrumuta. Practic, au trimis la bănci. Anul ăsta nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Și au venit 251 de milioane de euro deja, bani din, care s-au cheltuit pe certificate de CO2 și pe salarii, atenție, da? Oamenii și-au luat salariile pentru că guvernul Orban a dat acești bani la complexul energetic Oltenia. Altfel, având în vedere situația pieței de energie în anul de criză, faptul că o perioadă CO s-a descurcat foarte greu cu vânzările, scăzuse consumul în general, da? Nu puteau să strângă bani de salarii. Acest ajutor a venit și a rezolvat problema certificatelor și a plătit salariilor la complexul energetic Oltenia. Deja se pregătesc actele normative pentru următorul ajutor, care va veni, sper, cât mai repede, noi vrem ca în ianuarie, deja să putem să tragem banii cel târziu, la sfârșitul ianuarie, pentru că e foarte important să aibă și timp până la 30 aprilie, când trebuie să se facă conformarea, să știți, certificatele se cumpără în bursă, să poți să joci, practic, să obții un preț cât mai mic pentru acele certificate, pentru că orice ban economisit înseamnă, de fapt, o economie pe care o poți folosi, uite, pentru plata salariilor. De asemenea, este spectaculos faptul că în câteva luni, practic, am reușit deblocarea unor cariere care erau blocate de ani de zile. Asta este un lucru extraordinar. Chiar nu pierdus în speranță. Exact, exact. La Roșiuța, excavatorul, unul din excavatori este de 7 ani. Da? La Tismana 2, unde chiar acum 2 săptămâni
trecut de, da, a trecut de guvern, guvern. Acea hotărâre de, pentru scoatere din circuitul silvic, îmi spuneau oameni care lucrează acolo că pe acest front de lucru care s-a deschis acum, utilajele ruginiseră. Atâta de mult timp a trecut de când totul s-a blocat. Sunt 10 ani, probabil. E, și asta s-a întâmplat, vă spuneam, în câteva luni. Cu modificările de lege, da, prin ordonanță de urgență, cu hotărâri de guvern pentru scoaterea din circuitul silvic și, cum să vă spun, cu o voință politică foarte clar exprimată, tocmai prin faptele pe care le-am făcut noi ca și guvernare a României. Deci, sunt lucruri care sunt palpabile. Dincolo de complexul energetic Oltenia, pentru că să știți că mă întâlnesc cu oameni care spun, dar știți că există și altceva. Exact, vi se reproșează exact, că nu numai atenție complexul energetic Oltenia. Da, e adevărat, există și alte activități, dar este evident că pilonul de bază al economiei din Gorj este complexul energetic Oltenia și de el se leagă alte activități care n-ar rezista, n-ar exista fără această firmă, fără această companie. Ceea ce e foarte important este că și eu cred că am mai spus lucrul ăsta. Unul dintre primele mele amendamente s-a legat de drumul Târgu Jiu-Padeș și el a fost finalizat, se circulă, deja e și pus în siguranță cu parapeți, cu linii trasate, cu tot ce semne de circulație și așa mai departe. V-am mulțumit chiar domnul Morega pentru da, acest aspect. Să știți că, apropo de faptul că mi-am mulțumit domnul Morega, sunt convins că îmi va mulțumi cu altă ocazie, mult mai mult decât mi-am mulțumit pentru acest drum. Și știți de ce? Pentru că am reușit să introducem în lista sinteză a CNI drumul județean care traversează Padeșul, tocmai pentru că la anul sunt 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu și ne dorim ca anumite obiective din județ să fie și să fie rezolvate. Și aici drumul de la Padeș, unde vor avea loc activități, e foarte important. Drumul către Casa Memorială Tudor Vladimirescu de la Vladimir, de asemenea, a intrat în reabilitare și va fi gata până la anul, când vor începe evenimentele acolo. Ne interesează foarte tare parcul Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, da, unde primăria Târgu Jiu are o investiție în vedere. Sunt lucruri și, bineînțeles, proiectul de lege pe care l-am depus împreună cu colegul meu Gigel Știrbu, președintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaților, pentru declararea anului 2021, anul Tudor Vladimirescu și declararea lui Tudor Vladimirescu și a Ecaterinei Teodorului eroi a națiunii române, care cred că are o semnătate cu atât mai importantă cu cât anul viitor e bicentenarul Revoluției lui Tudor Vladimirescu. Sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le spun și în legătură cu Zilea Mecanică Sadu, pentru că e un alt, destul de mare angajator și poate deveni și mai mare dacă și o companie mult mai importantă decât e acum, dacă ne ocupăm puțin de ea. Chiar din primele zile ale guvernării, banii pentru, sau prima tranșe a majorării de capital a ajuns, e vorba de 21 de milioane de lei la Uzina Mecanică Sadu și chiar săptămâna trecută conducerea Uzinei Mecanice Sadu au trebuit să deschidă un alt cont de trezorerie pentru că urmează și tranșa a doua de încă 20 de milioane de lei la Uzina Mecanică Sadu, care va fi primită în zilele următoare, urmând ca în 2021 să mai venim cu încă o tranșă de aproape 20 de milioane de lei, astfel încât undeva spre 60 de milioane de lei va ajunge aportul de capital pe care Guvernul României îl aduce la Uzina Mecanică Sadu. Și nu ne oprim aici, pentru că ne interesează să putem să generăm o reluare a activității de fabricarea frigiderelor, dacă e posibil. Da, ne-a spus domnul Iulian da, Popescu aici, da. S-a implicat foarte mult și dumneavoastră. E adevărat, e practic proiectul lui Iulian Popescu acesta cu frigiderele de la Uzina Mecanică Sadu și de asemenea ne dorim o investiție într-o linie completă pe muniție NATO și pe muniție și alte linie pe muniție Varșovia, să-i spunem. Investiție care nu e neapărat foarte mică, dar e finală, adică undeva în jur de, nu știu, 70-80 de milioane de euro, dar după ce ai investit banii ăștia, această uzină deja renaște. Și asta ne interesează până la urmă, nu să venim cu banii în fiecare an sau să cheltuim pentru a petici, ci mai degrabă pentru a investi, pentru că
E un lucru pe care îl tot spun de ceva vreme. Statul român trebuie să se raporteze la companiile la care este acționar exact ca un acționar privat. Dacă ai o companie care are o problemă, dacă ea, acea companie, nu și-a făcut investiții pentru o lungă perioadă și rămâne în urmă, da, având o uzură morală, să spunem, tu, acționar, trebuie să vii și să investești astfel încât acea companie să poată să fie revigorată. Altfel, ea va muri. Acest lucru se întâmplă și la Complexul Energetic Oltenia, unde este evident că e nevoie de investiții și investiții importante, atât în aceste parcuri fotovoltaice, în hidrocentrala de la Turceni, microhidrocentrala de la Turceni, cât și în grupurile pe gaz, care împreună cu grupurile celelalte pe cărbune, care rămân 5 grupuri la număr, vor construi, practic vor constitui la Complexul Energetic Oltenia un mix energetic la care toți visam de câțiva ani buni. Din punctul meu de vedere, statul, adică acționarul, da, acestei companii, trebuie să vină și să ajute, să sprijine, să vină cu banii respectivi. Exact așa trebuie să se întâmple și la Uzina Mecanică Sadu. Statul care e acționar, ești proprietar, da, al acestei fabrici, trebuie să vii să aduci banii pentru a o eficientiza, pentru a investi în utilajele necesare pentru a ajunge la zi. Pentru că în acest moment la Sadu ar exista cerere pentru ceea ce produc ei foarte mare. Numai că prețul din piață este unul foarte mic în comparație cu prețul pe care, la care pot ei produce. Și atunci ar fi pe pierdere. Da? Lucrurile astea trebuie rezolvate, vor fi rezolvate, sunt convins, și vom vedea companii naționale sau companii la care statul este acționar, care vor avea un alt drum față de cel pe care îl prognozaseră unii, care au guvernat până acum un an, da? Și care au promis tot felul de lucruri, dar n-au făcut nimic. O guvernare, da, practic de 8 ani, dacă luăm în considerare faptul că au avut două guverne consecutive. Da? Ceea ce vă spun eu acum s-a întâmplat în ultimul an. Un an de zile ne-a trebuit ca să schimbăm până la urmă modul în care s-a guvernat în România la modul cel mai radical. Adică să vezi investiții, să fii atent pe de altă parte, să crești și veniturile populației care erau mici. S-au făcut, da? Niște majorări. Exact. Și pe de altă parte să prezinți totul și să creezi practic acest ansamblu, da, de măsuri economice credibil, la modul credibil. Pentru că în această perioadă în care noi a trebuit să împrumutăm bani, da? Noi am făcut-o la o dobândă mult mai mică, deși ne-am împrumutat în criză economică, față de dobânzile pe care le practicau vechea guvernare, care se aflau într-o perioadă de normalitate economică. Bineînțeles, ba mai mult, 50 de miliarde din ce am împrumutat anul ăsta, știți pentru ce sunt? Pentru a restitui împrumuturile făcute în anii anteriori. Deci, practic, asta e un aspect pe care oamenii nu-l știu. Pentru că, v-am spus, în această perioadă de campanie avem de-a face cu cei care au guvernat până acum un an, avem de-a face cu o campanie prin care ei doar atacă, doar vin să critique. Nu vorbesc despre ce au făcut, că nu au despre ce să vorbească, dar critică. Ăștia se împrumută. Păi, fraților, v-ați împrumutat și voi, da? Și ați făcut-o mai scump și atunci nu era criză economică, da? Decât o facem noi acum, când te împrumuți mult mai greu. Și să știți că e o mare realizare faptul că aceste agenții de rating, sunt convins că oamenii tot ce te știu, nu știu câtă lume știe cu ce se ocupă ele exact, dar au menținut ratingul României și deci e foarte important și aș vrea ca oamenii să știe. Pentru că o scădere a ratingului însemna dobânzi mai mari pentru cei care au credite, da? Și asta nu era un lucru bun, mai ales în această perioadă în care noi ne-am chinuit, da? Am trebuit să găsim soluții pentru a ajuta oamenii care au rate sau au credite, și ăsta a și fost motivul pentru care am amânat plata ratelor pentru clienții băncilor care au vrut să aplice la această amânare a ratelor până la finalul anului. Și probabil că ea va fi prelungită și în viitor. Deci există un pachet de măsuri luate
în această perioadă de criză, fără de care economia României nu putea rezista. Și aici mă refer în primul rând la amărearea ratelor românilor, da? La șomajul tehnic pentru aproape 1,4 milioane de români, da? Și asta înseamnă de fapt 1,4 milioane de locuri de muncă salvate. Pentru că dacă nu se venea cu această măsură de șomaj tehnic, e evident că acele companii nu își permiteau să-i plătească, sigur, și trebuiau să închidă sau să concedieze acele persoane. Așa statul a venit cu această măsură și 1,4 milioane de locuri de muncă au fost salvate. Mă refer la faptul că în această perioadă de, în perioada de urgență și după aceea, taxele pe care companiile le datorau statului au fost amânate și pe perioada pe care companiile și-au amânat aceste taxe, ele nu au fost purtătoare de dobânzi și penalități. Deci pur și simplu era evident că te poți întâlni cu o situație grea în această perioadă și nu-ți poți permite să plătești la timp sau, mă rog, o perioadă mai mare, taxele pe care le ai de plătit la stat. Era simplu să vină statul peste tine, să trimite, să vină ANAF-ul, să-ți închidă afacerea că nu poți plăti, să-ți oprească conturi, să practic să-ți oprească activitatea. Dar nu numai antreprenorul respectiv ar fi avut de pierdut, ci economia României și inclusiv statul, da? Pentru că în loc să-și revină omul acela și să înceapă să plătească din nou, el își încheie activitatea definitiv. De asemenea, au fost luate câteva măsuri în legătură cu momentul în care oamenii au revenit din șomajul tehnic și cei care n-au concediat angajații și au chemat la muncă din șomaj tehnic, au primit din partea statului 41,5% din valoarea salariului, da? Care înseamnă exact partea de taxe la stat, de dările la stat, da? Contribuțiile sociale. Deci, practic, în acest moment, firmele care au aplicat primesc de la stat înapoi banii pentru, pe care îi plătesc pentru contribuțiile sociale din salarii. Ceea ce este foarte important este că toate aceste măsuri sunt la zi. Da? Deci nu există antreprenor sau angajat care să spună că nu și-au primit banii sau că a fost întârziat. Da? În momentul de față toate sunt la zi. Ba mai mult, am avut ministrul muncii de curând la Târgu Jiu și chiar făcea un apel la toți angajatorii să plătească în termenul, să-și plătească angajații în termenul prevăzut de lege din momentul în care ei primesc banii de la AJFM-urile din țară, da? Și la Gorj, de la AJFM Gorj. Toate aceste lucruri au fost făcute și gândite într-un timp foarte scurt. Un alt aspect pe care aș vrea să-l menționez este programul IMM Invest, prin care s-a oferit capital de lucru companiilor și capital pentru investiții. Este foarte important de subliniat faptul că peste 20.000 de companii românești au beneficiat, au aplicat și de asemenea este foarte important să vă spun că doar în Gorj sunt 10.000 de salariați ale căror companii au aplicat la acest program IMM Invest. De asemenea, sunt 10.000 de salariați care au primit șomaj tehnic prin programele acesta, prin acel program de șomaj tehnic și avem acum în desfășurare un program de granturi, da, pentru companii, pentru IMM-uri, prin acea ordonanță 130, care deja acel program este în derulare, da, și sperăm ca și acesta, ca și celălalt IMM Invest, să fie unul de succes. Nu, s-a ajutat enorm de mult în această perioadă și nimeni, nu cred că există critici din acest punct de vedere. Eu am mai spus-o aici la emisiune, inclusiv noi, presa, am fost ajutați, da, în această perioadă cu da, sprijin financiar pe acea publicitate legată, da, de respectarea măsurilor de protecție pentru COVID, care putem spune și noi că ne-au menținut locurile de muncă, așa cum s-a întâmplat și cu alte societăți
asociații private care au beneficiat din plin de acest sprijin. Am simțit aceste lucruri, dar să știți că și eu, la fel ca mulți dintre cei care probabil ne privesc de acasă, de la televizor, nu am știut de aceste beneficii pe care le-a adus guvernul PNL multora dintre noi. Le-am simțit, dar n-am știut de unde vin, ca să vă spunem așa, pe drept. Și asta poate și pentru faptul că nu ați fost discreți din acest punct de vedere. Poate că ați lăsat prea mult. Ați lăsat prea mult să vă bubuie ceilalți cu critici, în loc să ieșiți și să vă spuneți. Nu neapărat, dar e o perioadă grea în care nu prea mai rămâne timp. Da, să ca te să stai și să ieși în spațiul public. Eu sunt unul dintre cei care încearcă pe cât posibil, cât de mult pot, da, să mă duc să vorbesc despre lucrurile astea, și mă puteți vedea foarte des și pe la posturi centrale și pe aici, pe la noi. N-am refuzat niciodată presa. Mi se pare un gest de minimă transparență din partea unui om care ocupă funcție publică să vină și să dea explicații. N-am evitat dezbateri, ba din contră, mi se par un lucru benefic și necesare. Nu știu dacă o să le avem, dar mie mi-ar plăcea foarte tare să avem și dezbateri. Ceea ce am spus și cred că vorbesc de jumătate de oră, sunt lucruri întâmplate într-un an de zile de guvernare liberală. E un mic bilanț a ceea ce s-a întâmplat într-un an și câteva zile de când guvernul și Orban asta este în funcție. Le demonstrează, cred, tuturor că dacă te gândești sinceritate, cu PNL, practic, ai câștigat în acest an foarte multe lucruri și din punct de vedere personal, da, cât și ca națiune, ca țară. Da? Noi avem o economie care, iată, cu măsurile potrivite, a rezistat foarte bine perioadei de criză și ne-au lăudat pentru asta inclusiv organismele internaționale. Ce au spus foarte clar că România, economia României s-a descurcat mult mai bine decât alte economii. Mult mai bine dezvoltate. Sigur. Și este evident pericolul care ne paște pe toți dacă cei care au guvernat până acum un an s-ar vor întoarce. Reveni. Ați văzut măsurile populiste? Nu neapărat de măsuri ale populiste, pentru guvernului că PSD, suntem în campanie electorală. Este evident că promit cum au promis și în 2016. Și, da, bun, până la urmă depinde de fiecare dintre noi ce credem. Da? Pentru că sunt unele dintre promisiuni care sunt de dreptul halucinante. Eu cred că electoratul din România s-a maturizat foarte mult, mai ales după ce s-a întâmplat în alegerile parlamentare din 2016, când toată lumea aștepta să înflorească țara și, dintr-o dată, nu s-a întâmplat, n-au livrat. Ăsta este și motivul pentru care au pierdut guvernarea după doar 3 ani, de când câștigaseră alegerile parlamentare cu un scor istoric, da? Adică oamenii au crezut în ei și le-au oferit. I-au creditat. Sigur, le-au oferit șansa asta cu prezență în Parlament uriașă, da, aveau aproape singur majoritate și au pierdut-o după 3 ani. De ce? Pentru că s-au concentrat pe lucruri care interesează mai puțin cetățeanul și spre lucruri care nu conduceau către o ridicare a nivelului de trai. Ce mai degrabă aveau legătură cu alte chestiuni, nu vreau să intru în detalii, vreau să vă spun un singur lucru, că dezbaterea care a avut loc la momentul acela, de exemplu legată de justiție, a arătat derapajele pe care le-au făcut în guvernarea lor, dar pe de altă parte, și trebuie să fim corecți, au arătat și anumite abuzuri care se întâmplau în sistem și care nu trebuiau să se întâmple. Așa că cred că pe de o parte, faptul că ei au dus la extrem, da? Au greșit totul la extrem în discuția asta, dar pe de altă parte, cred că a fost și un lucru bun că am văzut și anumite cazuri care nu trebuiau, da, să existe într-o țară democratică. Ceea ce e cu adevărat important pentru oameni este cât de mult, pentru că nu se așteaptă nimeni cam 4 ani sau într-un mandat să răstoarnă pur și simplu toate lucrurile cu sus în jos și România să devină dintr-o dată mica Germanie. Da? N-ai cum să faci lucrul ăsta în 4 ani, dar trebuie să arăți că ușor, pas cu pas se fac pași importanți, exact. Și buni, nu exact. Trebuie și, să ne întoarcem înapoi. Și serioși. Nu trebuie să ne întoarcem înapoi și pe de altă parte să vezi și de la clasa politică faptul că în campanie electorală nu vin să-ți promită tot felul de nu știu, creșteri, vă fac pensiile cu 80, cu nu știu cât mai promit creșteri, acum, salarii, vă facem salarii, vă dăm alocații. Și vă, deci pur și simplu e un
concurs de dat cu banul în populație, așa, adică vă dăm și vouă, voi de unde sunteți, noi din agricultură, luați de aici. Uite, eu, spre deosebire de modul în care fac ei campanie, eu vin să vă povestesc despre lucruri pe care le-am făcut. Împreună cu alți colegi liberali am inițiat o lege privind prima de comercializare a produselor agricole. Ea a fost promulgată zilele trecute de președintele Klaus Iohannis și vreau să vă spun că mici agricultori care își vând producția unor centre de procesare sau chiar la piață, dacă acea producție a fost vândută cu îndeplinirea regulilor fiscale, da, a fost fiscalizată, primesc de la statul român bani până la contravaloarea 20.000 de euro anual. Da, este un plafon într-adevăr, da? Extraordinar de bun. Dar un agricultor, da, poate primi 20.000 de euro pe an pentru producția. Sunt cam toate produsele de primare în această lege și produse de acvacultură sau de pescuit. Deci, cam toată gama de produse agricole pe care le poate produce un agricultor din România sunt cuprinse în această lege. Și știu că sunt mici afaceri în agricultură în județul Gorj. Este foarte important ca ei să afle despre legea asta. Cred că o să facem și, nu știu, materiale de promovare pe care să le distribuim pe rețelele de socializare, pentru că oamenii nu știu despre... Producătorii care ele. Nu au beneficiat de niciun fel de subvenții la acest capitol. Eu am prezentat recent un material la Stănești cu o familie care deține niște solarii, care lucrează deja de vreo 8 ani de zile, și oamenii aceia au zis că le era foarte greu să acceseze, să treacă pașii aceștia birocratici de a primi niște bani. Au avut o tentativă, au văzut că este foarte greu și s-au oprit. Și practic tot ce au câștigat vânzând la piață, au reinvestit și și-au crescut afacerea. Atât, fără niciun fel de ajutor. Eu cred că ceea ce spuneți dumneavoastră ar ajuta considerabil. Să vină cineva și să te determine să iei niște bani. Exact. Nu, dar există. Depinde doar de tine dacă iei sau nu. Iar familia de care îmi povestea dumneavoastră este, practic, sunt idolii, să spunem așa, politicii liberale, da? Pentru că până la urmă ce înseamnă să fii liberal, da? Să fii întreprinzător, să te descurci, practic singur, dar până la urmă să te bazezi pe munca și pe inovația, pe ideile tale, da? Să începi o activitate, să o dezvolți, da? Și să obții un venit, mă rog, în funcție de cât de bine, da, și cât sau muncești. Cât de mult ai muncit, sau cât de bine, sau cât de bună a fost ideea pe care ai dezvoltat afacerea respectivă. De aceea vă spuneam că e practic modelul liberal, da, de dezvoltare și cred că mai sunt. Deci, a familiei, da, exact. Din punctul meu de vedere cel puțin. În mediul rural mai ales. Să fie foarte mulți, să fie tot mai mulți. Cred că prin asemenea măsuri, cum este această lege, cel puțin în mediul rural, putem să încurajăm și alte familii să-și vândă, dar să producă și să vândă. Și asta gândiți-vă pe un pogon de pământ, nu au nu știu ce teren, este terenul de lângă o casă, cu o grădină normală, ca alte mii, zeci de mii de gospodării din acest județ. Adică se poate, dacă vrei, se poate. Și dacă mai există și un ajutor, cum spuneți dumneavoastră, un stimulent, oamenii ăștia chiar pot să facă ceva. Da, știți ce e foarte important totuși și din punctul ăsta de vedere? Peste tot unde mergi în județul Gorj, indiferent de localitate, o să întâlnim oameni care au o mare problemă din punct de vedere al terenurilor, al proprietăților. Da? Nu au documente, n-au primit înapoi, nu li s-au retrocedat terenurile, au câștigat în instanță definitiv și totuși nu au ajuns să intre în posesia terenului respectiv. Sunt și să știți că nu neapărat din cauza instituțiilor sau a primăriilor, a primarilor, ci pentru că în hățișul ăsta de legislație în ceea ce privește proprietatea și decizia ale curții constituționale și instituții implicate, fiecare cu regulile ei, cu, cum să vă spun, cu tot felul de cerințe de care se schimbă de la an la an, nu mai știi niciodată ce trebuie să duci sau ce trebuie să conține dosar. Ce hârtie trebuie să duci. Oamenii, practic, sunt pierduți.
Și cred că și asta este o, nu neapărat o promisiune, ci o obligație pe care noi o avem, ca în momentul în care viitorul Parlament își va începe, va începe următoarea legislatură, să venim cu soluții, să luăm practic toată legislația din prezent până acum, să periem toate legile, da, la rând, și să venim cu soluții greu de găsit, e adevărat, pentru că s-au făcut retrocedări în apoda, s-au schimbat reguli ulterior și e foarte greu să mai unii dintre proprietari să mai revină pe vechiul amplasament. Dar trebuie făcut o ordine și trebuie, din punctul meu de vedere, readus acel program de cadastrare generală. E oarecum util și ăsta pe care se lucrează astăzi pe sectoare, dar acel program de cadastrare generală, am participat la două dintre inaugurările, să spunem așa, sau din finalizările programului de cadastrare generală și la Horezan și la Țânțăreni. Și să știți că e un lucru extraordinar ca oamenii să își primească un extras de carte funciară, să aibă proprietatea intabulată, da? Și să poată să vândă foarte ușor, să poată să solicite documente foarte ușor atunci când au nevoie. Și de ce nu s-ar putea extinde? Programul începuse și de aceea n-a mers foarte bine. A început pe o idee extraordinară, da, să faci o cadastrare generală pentru fiecare localitate și chiar așa să ajungi la finalul acestui program să ai cadastrat tot teritoriul României. Numai că sumele alocate pentru fiecare localitate au fost, sau tariful practicat pentru cadastriști a fost mic. Și pur și simplu firmele de cadastru nu aveau nicio motivație să vină să facă cadastrare generală, pentru că în loc să stea, nu știu, într-o localitate să ia, nu știu, în 3-4 ore după multă muncă o sumă mai mică, preferau să meargă și în 2-3 ore să câștige dublu sau triplu decât ar fi luat pe o cadastrare generală. De aceea, păcat. Da, păcat. Dar mă gândesc că se găsesc soluții. Și cred că, cel puțin din punctul meu de vedere, cadastrarea, retrocedarea, în primul rând, retrocedarea proprietăților și cadastrarea ajută să stabilizezi, practic, și să fortifici senzația și proprietatea. Dreptul, da? De proprietate al cetățeanului care parcela acolo. Ulterior, dar poate dispune într-adevăr, fără să mai fie teamă că se poate întâmpla ceva și ajunge să se certe cu vecinul pe teren și uite tot așa, sau apare cineva care ridică pretenția asupra terenului pe care el își desfășoară activitatea. Sunt lucruri, să știți, foarte importante pe care până la urmă trebuie să le rezolvăm. Asta cu atât mai mult cu cât toți primarii ne promit că vor aduce investitori sau ne-au promis în campania electorală, dar cum să faci dacă tu nu ai terenul cadastrat sau ce-i oferi acelui investitor dacă tu nu ai un teren? Niciun ofer. Niciun n-ai investitor cum, nu va n-ai veni, cum, nu, fără să acte. Pună o investiție pe un teren de care nu e sigur. Exact. De care nu știe dacă îl mai are mâine, știți. Pe de altă parte, am avut și, să știți, și povești de succes din punct de vedere al investitorilor. Rovinar e unul dintre cel mai povești, important, Turceniu din nou. Sigur, Turceni. Dar acolo s-a văzut practic primarul. Sunt primari tineri și Robert Filip și Cristina Cilibiu, cu o altă viziune. La Târgu Jiu începe să se vadă ușor, ușor și aici o schimbare. Și chiar vorbeam astăzi cu Marcel Romanescu despre faptul că în următorii ani Târgu Jiul va fi chiar un șantier, pentru că sunt foarte multe proiecte europene pe care le începe. Undeva la momentul acesta îmi spunea Marcel Romanescu că sunt 70 de milioane de euro în proiecte pe care le va începe în anii următori, și lucrul ăsta se va vedea. Și sper să se vadă, pentru că e păcat, e capitala județului. Și avem așteptări foarte mari, toți. Sigur. Și poate să fie, așa cum Rovinariul a generat creștere nu mai sunt oameni în zonă ca să aduci forță de muncă la Rovinariul, ceea ce mi se pare extraordinar. Deci Rovinariul și Turcenii au fost un soi de pol, da, de dezvoltare locală. Sunt convins că Târgu Jiu oricum e deja un pol de dezvoltare locală, pentru că e un oraș mai mare, cu mai multe companii, cu multe firme, dar poate crește, da, și Târgu Jiu. Ne dorim, să știți, ca în viitor să putem face ceva și pentru celelalte orașe, chiar dacă nu au primari liberali, dar deja Novaciu, nu mai spun, a fost tot timpul altceva la Novaci, probabil și fiind o zonă mai, nu știu, fără colectiv sau... Da, a fost altfel de oameni, altă mentalitate. E o altă mentalitate, da.
Dar și celelalte orașe, care au rămas puțin în urmă, într-adevăr, trebuie să crească, pentru că până la urmă nu are importanță ce culoare politică are primarul, ci mai degrabă vorbim faptul că de dezvoltarea comunitatea, sigur, va avea un avantaj. Ați făcut pași importanți în campanie, că revenim la situația din campanie și valuri în piață, dacă pot spune așa, cu acele întâlniri pe care candidații dumneavoastră ai PNL Gorj le-au organizat în diverse puncte din județ. Vorbesc de Turceni, vorbesc de Rovinari. Este vorba despre întâlnirea făcută de domnul Iordache și de întâlnirea făcută de domnul Filip, la care cred că și dumneavoastră ați participat. Da. S-a discutat, nu știu, cred că dacă nu erau acele filmări, lumea putea să se interpreteze și să pună tot felul de semne de întrebare ce s-a întâmplat acolo. S-a discutat pe șlau cu primari de diverse culori politice și de-ai dumneavoastră și de la alte partide, în special de la PSD, de problemele pe care le au, de problemele care ar putea să fie rezolvate de dumneavoastră în momentul în care ajungeți din nou în Parlament, de colegii dumneavoastră care sunt candidați, și am văzut o percepție foarte pozitivă a acestor edili care n-au mai pus în balanță că ar putea să fie certați de partid, că de ce se dau cu PNL-ul, că așa s-a înțeles. Au fost certați cu siguranță și au fost discuții pe această temă și totuși ați făcut chiar o altfel de campanie, adică ați încercat să faceți altceva. A fost ideea colegului meu Ion Iordache și mi s-a părut foarte bună. V-am spus despre Ion Iordache că e un om foarte determinat și foarte concentrat pe ce trebuie să facă. Practic știe că cu siguranță va fi senator și atunci încearcă de pe acum să-și strângă un soi de valiză așa cu problemele unor localități, unor comunități cu care să meargă la București și să le rezolve. Și a fost o idee care a prins la toată lumea, pentru că noi suntem într-o campanie electorală, dar nu poți face campanie așa pe stradă, da? Pentru că nu permite situația. Și pe de altă parte, el a vrut și chiar mi s-a părut un lucru fantastic, să arătăm tuturor că poți să te întâlnești și cu primari de o altă culoare politică și chiar dacă e la alt partid, să încerci să rezolvi niște probleme, pentru că, așa cum vorbeam și mai devreme, nu rezolvi problemele primarului. Nu să fii parlamentarul doar a partidului Acum, tău. Ceea ce nu-mi explic eu este cum de, acești primari au fost certați în condițiile în care Unul dintre subiectele pe care noi le-am discutat la Rovinari era legat de un ADI pentru extinderea transportului public electric pentru către localitățile învecinate. Și acum să mărte Dumnezeu, nu știu ce primar n-ar vrea, da, să aibă transport public electric în condițiile în care Rovinari, așa cum vă spuneam și mai devreme, fiind polul industrial din zonă și un pol de creștere economic al zonei, atrăgând foarte mulți investitori, da, sunt foarte mulți salariați unor firme care au, își desfășoară activitatea în Rovinari, care vin din localitățile învecinate. Exact. Și ar fi mai ușor pentru ei să ajungă la locul de muncă. Corect. Este evident că acum oamenii, ca să ajungă la locul de muncă, plătesc un bilet, da, la un maxi-taxi, la un, nu știu, autobuz, la ceva. Sau la tren. Da? Dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, practic valoarea transportului ar fi infim. Da? Pentru că nu știu dacă știți cum arată proiectul pe care l-a depus Rovinariu, dar consumul de energie electrică pe care îl are un vehicul pe care va ajunge la Rovinariu este foarte mic. Minim. Da, este minim. Și atunci va fi, cred că, simbolic, sau dacă primările care intră în acel ADI vor considera de cuvință, pot să acopere ei sau ele această cheltuială cu energie electrică respectivă. Deci spuneți dumneavoastră că cele discutate acolo au fost doar niște probleme care ar putea să fie rezolvate sau sigur pot fi da, rezolvate cu siguranță, în pe de o parte, anul acest ADI, viitor. Vorbeam de legea 137 care are legătură cu Complexul Energetic Oltenia și faptul că cei de la Complexul Energetic Oltenia și ei ar dori să scape de anumite active, cum sunt biserici, cimitire, străzi, cartiere și așa mai departe, dar nu pot să o facă pentru că nu permite această lege, da? Și asta, legea asta trebuie modificată. Da?
am fi dat hotărâre de guvern, o ordonanță de urgență, îmi cer scuze, pentru modificarea ei deja, dacă nu ar fi trebuit să modificăm o altă lege anterior, pentru că s-a mai anul trecut, sau da, anul trecut, cred că a ieșit o altă lege din Parlament, 173 din 2019, care interzicea pentru 2 ani înstrăinarea oricărui bun care aparține unei companii de stat și practic împiedicau orice, da? Aceea a fost schimbată în Senat, a fost blocată de majoritatea actuală și așteptăm practic dar să se scăpăm poate de face piedica aia și apoi modificăm și 137 astfel încât cartiere, vă spuneam, biserici, aducțiuni cu apă, cimitire, străzi, cimitire, sunt tot felul, da, de sunt, active ale CEO-ului, exact, care sunt lăsate în paragină la acest moment și nu pot fi utilizate de autoritățile locale. Deci, practic, primarii PSD, primarii de la alte partide politice nu vor deveni agenții dumneavoastră electorale ai PNL, dar cum s-a subînțeles așa ceva acolo, la partidele degrabă, de unde provin. Bun, da, nu s-a discutat despre asta acolo, nici nu putem să chemăm oamenii să discutăm cu ei despre... Hai, dați-ne voturi chestiuni de genul ăsta, pentru că până la urmă vreau să vă spun că oamenii votează, nu primarii. Corect. Adică eu pot să discut cu un primar orice. Corect. Și are influență, influența lui, un primar într-o localitate. Dar nu poate să le dicteze oamenilor ce să facă, pentru că până la urmă omul când intră în cabina de vot, e el cu buletinul de vot. Mie mi-a plăcut de domnul primar de la Slivilej, domnul Bucurescu, care a zis, eu n-am ce face, dar eu îl votez pe domnul Iordache, asta este. Deci vă dați seama, o declarație de genul ăsta de la un primar PSD, da, cântărește. El personal, sigur. Da, el a spus, eu îl votez, eu îl ajut, eu îl evident, susțin. Da, are influență evidentă, dar cum să vă spun, totuși, să ajungi să interzici unor oameni să vorbească cu alți oameni, e mi se prea pare totuși de regimul Ceaușescu. Nu de până la urmă, să nu uităm că și primarii ai PNL într-o perioadă mergeau la întâlnirile PSD, nu i-aș certat, cu atât mai mult. Oamenii, dacă au ales să se ducă, s-au dus, unii au rămas, unii au plecat. Au fost colegi care s-au supărat în partid, recunosc, da, da. Și s-au exprimat și public. La noi, oricum, totul este cu exprimarea liberal, publică. Toată lumea, da, e, da, vocală. Nici atunci n-am avut mari lucruri de comentat. Oamenii au explicat, la fel cum au făcut acum primarii PSD, da, că se duc acolo pentru că erau un alt guvern și ei au proiecte de trecut. Sigur. Și asta este. Oamenii, o parte pentru nici măcar n-au trecut, n-au schimbat partidul, nu. Dar alții și-au urmărit interesul, ca să zic așa. Da, oricum, dacă un primar vrea să plece, va pleca. Dar nu-l poți să-l legi, nu poți să-l legi de calorifer în sediul partidului să nu mai plece. El important este să înțeleagă că poate fi ajutat și asta cred că este pentru urechile tuturor primarilor din Gorj, că pot primi sprijin. Nu știu de ce s-a gândit sau ne-am gândit în momentul de față că ar putea pleca niște primari, câtă vreme de-abia au fost alegeri locale și 4 ani după aceste alegeri, mai avem 3 săptămâni, da? Nu, se vor termina se și alegerile parlamentare și 4 ani nu mai avem alegeri. Să faci așa, da, ceva, acum nu mai ales. Pentru primari. Dar mi se pare o idee foarte bună, deci extraordinar de bună pentru acest gen de campanie pe care îl desfășoară PNL, pentru, ca să zic așa, 1-0 pentru PNL în momentul de față. Să știți că și mâine avem o întâlnire cu primari. Și vor veni și totuși nu... Vedem, noi am invitat culori de primari din zonă. Din zona respectivă, pe zone. Ce culoare politică are primarul respectiv. Sper să se înțeleagă acest demers. Aș vrea să știți un aspect. Dacă ne-am întâlnit și am chemat numai primarii liberali, ceilalți primari spune, domnule, dar astăzi la guvernare vorbeați, totuși. Da, vreau da, să da, guvernați pentru liberali sau pentru corect, România. Corect. Da? Acum, dacă vor veni foarte bine, dacă nu, să știți că putem discuta cu ei și fără să vină la întâlnirile astea. Deci nu oprim dialogul, pentru că până la urmă trebuie să fim o guvernare pentru orice comunitate liberală, da? Cu adevărat, deschisă și, spre dialog. Fie că e condusă de un primar PSD, Pro-România, PMP, PNL, nu contează. Vă mulțumesc mult, domnule Vâlceanu, pentru prezența în emisiune, pentru felul în care ați comunicat aici și chiar eu personal am aflat foarte multe lucruri pe care nu le știam despre actuala guvernare. Vă așteptăm și cu alte informații noi, cu lucruri bune. Și sper cu adevărat ca cetățenii județului Gorj să înțeleagă fiecare partid ce oferă, ce oferă în această campanie și ce oferă pentru următorii ani, în așa fel încât să pună balanță și să aleagă cei mai buni pentru acest județ, cei mai buni oameni să ajungă acolo în Parlamentul României, să ne ajute și să schimbe cu adevărat
felul în care arată Gorjul și percepția altora despre Gorj. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu. Seară liniștită celor de acasă. Ne revedem mâine seară la aceeași oră. La revedere!